Sâmbătă 18 septembrie, în cadrul campaniei Let's Do It România, primăria Drobeta-Turnu Severin organizează o amplă acțiune de ecologizare în zonele de agrement, în parcuri, dar mai ales în zonele mărginașe ale orașului. Fiecare cetățean cu spirit civic care dorește să se alăture autorităților locale se poate înscrie pe pagina de Facebook a primăriei municipiului. Drobeta-Turnu Severin este unul dintre cele mai curate și nepoluante orașe din țara noastră, iar autoritățile locale își doresc să rămână în continuare așa. Sâmbătă, 18 septembrie, primăria municipiului va organiza o amplă acțiune de ecologizare, alături de numeroase organizații care vin în sprijinul mediului înconjurător. Fiecare cetățean care își dorește să participe se poate înscrie pe pagina de Facebook a primăriei Drobeta-Turnu Severin. Sâmbătă la ora 10, în zonele Parcul Rozelor, Parcul Dragalina și Pădurea Crihala. Vor participa cei care s-au înscris pe site și încă mai au timp. De la licee sunt destul de mulți participanți, iar ca parteneri, bineînțeles, am avut inspectoratul școlar și autoritățile din Drobeta-Turnu Severin și din județul Mehedinți. Această acțiune de ecologizare se organizează în cadrul campaniei Let's Do It România, care se pregătește de cea de-a 8-a zi de curățenie națională, eveniment care anul acesta va avea loc pe 18 septembrie, zi în care voluntarii vor strânge deșeurile din natură. Tot pe 18 septembrie, 175 de țări din comunitatea Let's Do It World se unesc într-o cauză comună, o lume fără deșeuri.